Salut! Știi, azi eu m-am gândit că este frumos afară și nu ar strica un joc cu mingea. Cine mingii? Nu știu ce să aleg. Pe unele le cunosc, însă nu am jucat jocurile lor. Dar poate aflăm împreună câteva lucruri interesante despre sporturile care le folosesc. Să zicem, un fel de istoria sporturilor cu mingea și puțină matematică. Am pregătit pentru tine o bandă a timpului și am ales câțiva ani. Pe care i-am ascuns sub etichetele colorate. Privește banda timpului și spune în ce secol și mileniu se află fiecare an. Dacă ai răspuns corect, primești o pictogramă și bonus o informație despre sportul cu mingea reprezentat de pictogramă. Așadar, să începem. În ce secol și mileniu se află anul? Dacă ai răspuns secolul al treilea, mileniul 1, este corect. Sunt datate în această perioadă, în Germania și Finlanda, dovezile unor jocuri asemănătoare cu bowling-ul sau popicele. Dacă ai răspuns secolul al XIV-lea, mileniul al doilea, este răspunsul corect. 1364 este anul în care oina a fost menționată pentru prima dată în documente ca joc sportiv tradițional românesc. Siguranță ai răspuns corect, secolul al XV-lea, mileniul al doilea. 1469 au fost datate dovezi despre existența unor mese de biliard la curtea regelui Ludovic al XI-lea al Franței. Ai răspuns secolul al XVII-lea, mileniul al doilea, este răspunsul corect. 1682. Datele din istoria jocului de golf au consemnat acest an ca fiind al primului meci internațional de golf în care doi reprezentanți ai Scoției au învins doi nobili englezi. Dacă răspunsul tău este secolul al XIX-lea, mileniul al doilea, este răspunsul corect. La 30 noiembrie 1872 este considerat primul meci oficial jucat vreodată între două echipe naționale de fotbal. Este vorba de meciul Scoția-Anglia. Dacă ai răspuns secolul al XIX-lea, mileniul al doilea, este răspunsul corect. În anul 1900 a fost realizată o minge specială pentru volei. Felicitări! Acum poți face o pauză pentru mișcare. Hai afară la joc și joacă, fie cu minge, fie fără minge. Iar când te întorci, poți căuta și tu alte informații din istoria sportului și poți trece ani pe banda timpului. Vei putea propune un joc prietenilor tăi de genul Cine știe, câștigă. Îți doresc succes! Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.